Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre pronumele demonstrativ de identitate. Înainte de a începe cursul, vă rog să apăsați clopoțelul pentru a vă abona. Pentru abonații mei, voi ține cursuri speciale. Vă rog să-mi scrieți ce anume vă interesează. Formele pronumelui demonstrativ de identitate sunt următoarele. Același pentru masculin singular. Aceeași pentru feminin singular. Aceiași cu ei pentru masculin plural. Aceleași pentru feminin plural. Cazuri și funcții sintactice ale pronumelui demonstrativ de identitate. Cazul nominativ. Același ca și anul trecut a obținut premiul de excelență. Același este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr singular, caz nominativ, funcție sintactică de subiect, cine a obținut același. Câștigătoarea concursului de poezii este aceeași de anul trecut. Aceeași este pronume demonstrativ de identitate, gen feminin, număr singular, caz nominativ, funcție sintactică de nume predicativ, care, împreună cu verbul copulativ este, formează predicatul nominal, este aceeași. Aceiași au ajuns la linia de sosire. Aceiași este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr plural, caz nominativ, funcție sintactică de subiect. Cine a ajuns? În ciuda evoluției lor fulminante, prietenele mele au rămas aceleași doamne deosebite și pline de bunăvoință. Aceleași este pronume demonstrativ de identitate, gen feminin, număr plural, caz nominativ, funcție sintactică de nume predicativ, care împreună cu verbul copulativ au rămas, formează predicatul nominal, au rămas aceleași. Cazul acuzativ. Ieri l-am întâlnit la bancă pe același pe care îl întâlnesc în fiecare zi de luni. Pe același este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr singular, caz acuzativ, funcție sintactică de complement direct. Pe cine am întâlnit, pe același, precedat de prepoziția simplă, pe. Am primit urări de la aceiași care mă felicită în fiecare an de ziua mea. Aceiași se scrie cu doi E, aceiași. De la aceiași este pronume demonstrativ de identitate. Gen feminin, număr singular, caz acuzativ, complement, funcție sintactică de complement prepozițional, de la cine am primit, de la aceeași, precedat de prepoziția compusă de la. Florile pentru aceleași, cărora au primit și diplome, au fost pregătite cu o zi înainte. Pentru aceleași este pronume demonstrativ de identitate, gen feminin, număr plural, caz acuzativ,
funcție sintactică de atribut pronominal prepozițional care flori, precedat de prepoziția simplă pentru. Drapelul a fost purtat de aceiași de anul trecut. De aceiași este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr plural, caz acuzativ, funcție sintactică de complement de agent, de către cine a fost purtat. Cazul genitiv. Am găsit pe catedră caietul aceluiași. Aceluiași este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr singular, funcție sintactică de atribut pronominal genitival, al cui caiet. Toate au rămas ale aceleiași, căci doar ea le merită. Ale aceleiași este pronume demonstrativ de identitate, gen feminin, număr singular, caz genitiv, funcție sintactică de nume predicativ, care împreună cu verbul copulativ au rămas, alcătuiește predicatul nominal au rămas ale aceleiași. M-au interesat comentariile acelorași și de data aceasta. Acelorași, pronume demonstrativ de identitate. Genul nu-l vom spune pentru că are aceeași formă atât la feminin cât și la masculin. Număr plural, caz genitiv, funcție sintactică de atribut pronominal genitival, ale cui comentarii. Cazul dativ. Am fost nevoită să-i dau premiu aceluiași de anul trecut. Aceluiași, pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr singular, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect. Cui să dau? I-am spus aceleiași de ieri să adune caietele elevilor. Aceleiași este pronume demonstrativ de identitate, gen feminin, număr singular, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect, cui am spus. Le-a comunicat acelorași data excursiei, căci doar ei au fost interesați. Acelorași este pronume demonstrativ de identitate, gen masculin, număr plural, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect, cui a spus. Le-a explicat acelorași metoda de rezolvare a problemei, căci doar ei nu au înțeles-o. Acelorași este pronume demonstrativ de identitate. Genul nu-l vom spune pentru că are aceeași formă atât la feminin cât și la masculin. Număr plural, caz dativ, funcție sintactică de complement indirect, cui a explicat. Pentru cazul vocativ, complementul pentru cazul vocativ, pronumele demonstrativ de identitate nu are formă. Ne abonăm
Dacă v-a plăcut, dăm un like și ne revedem la lecția despre pronumele demonstrativ de diferențiere. La revedere!